S-au petrecut într-adevăr niște lucruri aici în ceea ce privește cursul. Trebuie să ne uităm foarte pe scurt peste alte date care au legătură și care vor influența felul în care se va mișca cursul de schimb. Uite, dacă ne uităm în România, vedem în primul rând că la capitolul inflație suntem pe un trend descrescător. La fel și la nivel european. În schimb, în Statele Unite, surprinzător, e numită așa mișcarea șoimului. Inflația a înregistrat o ușoară creștere în martie. Acum, ce se întâmplă pe partea dobânzilor? Toate acestea, din nou, au legătură cu cursul de schimb și cu ratele, cu prețurile pe care le plătim, pentru că depinde foarte mult de importuri. Avem, practic, o constantă în ceea ce privește politica de dobândă monetară a Băncii Naționale. Suntem tot la 7%, tot la 4% e și Banca Centrală Europeană, adică tot într-o zonă în care nu a modificat. Surpriza vine, în schimb, din Statele Unite, unde dobânda rămâne sus. La începutul anului au anunțat că dobânzile vor scădea, ele rămân încă sus. Acum, suntem într-o zonă de maxim istoric și pentru aur. Și am să fac legătura între cursul de schimb, relația euro-dolar și, evident, euro-leu și cum ne poate influența și cotația aurului undeva mai la final. Voiam să vă arăt că suntem foarte aproape de acest minim al ultimei perioade de 1,05, adică pentru un euro primim 1,05 dolari. Ne apropiem de punctul acesta de paritate care a fost atins în 2022. S-ar putea aici să vedem niște mișcări, pentru că arătam dobânzile înainte. Ei bine, dobânda Fed a fost menținută în ciuda așteptărilor. Asta înseamnă că titlurile de stat, obligațiunile americane, rămân în continuare căutate pentru că oferă dobânzi mai mari. În același timp, dobânzile europene, pentru că inflația merge în jos și nu numai, urmează foarte probabil să fie scăzute. Noi vedem dacă la una din ședințele de dinainte de pauza de vară sau cel târziu în toamnă, dar e clar că urmează această scădere în contraponderea menținerii americane. Ce înseamnă asta pentru cursul leu, pentru cursul leu-euro? Deocamdată ne mișcăm, deci dolarul se întărește în mod paradoxal, deși nu e atât de paradoxal, pentru că totuși e economia cea mai puternică și în contextul turbulențelor militare, cu atât mai mult se mizează pe moneda care controlează economii și care e cea mai puternică economie și care astfel își răsfrânge forța și asupra monedei. Vedem în ceea ce privește leul plafonul de 5 care începe să fie forțat. Direcția este, dacă nu uităm la ultimele 14 luni, clar una de creștere. Noi ne mișcăm în raport cu dolarul exact așa cum se mișcă și euro în raport cu dolarul, iar pentru că lumea se întreabă cât vom plăti ratele și ce se va întâmpla cu cursul de schimb dintre leu și euro, trebuie să ne uităm la factorii direct care influențează. Deficitul de cont curent în primul rând, adică cât importăm versus cât exportăm, care influențează practic cererea de monedă. Dacă noi vindem lei ca să cumpărăm euro în continuare, va fi foarte greu și dificil și scump pentru Banca Națională să mențină pragul acesta de 5 în viitor. Totodată, datoria publică a României a luat-o în sus. Asta înseamnă că din nou avem o presiune suplimentară asupra leului. În ciuda faptului că economia nici nu merge bine, nici nu merge prost. Merge înainte. Inflația este deocamdată sub control, dobânzile încă sunt menținute, nu putem vorbi pe piața internă de speculații. Problema pe care mi-o pun e legată de partea de stabilitate politică, pentru că și asta poate dezechilibra cursul. Și atunci, cred că din perspectivă electorală, un prag de 5 va fi menținut psihologic, sau un 4,95, 4,98, 4,99, 4,97. Cred că urmează o vară în care cursul de schimb nu va depăși acest prag psihologic de 5, deși din perspectiva indicatorilor economici n-ar fi atât de puțin probabil, dar e an electoral. Vom rămâne sub 5, cel puțin până la toamnă. Urmărim acest subiect. Mulțumesc!